Am avut încredere în mine și am luat asta decizia și mă bucur că am reușit. Am fost mai mult sigur pe mine decât el pe el. I-am lăsat, am văzut că era așa, să dea bine. Am văzut că l-am împins pe Tavi, noi am vorbit să fim o familie, din păcate m-a luat și pe mine puțin valul, din priza meciului am făcut o greșeală. Da, am făcut o greșeală. Da, pentru a doua oară, dar pentru prima dată când fac asemenea gesturi, îmi pare rău. Pot să zic că a fost și un pic lipsă de experiență, dar am vrut să-mi ajut colegul, mă rog, am greșit, dar nu regret. Un meci nebun, după cum ați văzut și dumneavoastră, ați văzut. Am început foarte bine, am dat acel gol pe final de primă repriză care ne-a dat un moral foarte bun, apoi a venit gol de 2-0. Însă a fost o cădere din partea noastră, doar că la 2-2, sincer, credeam că putem reveni și mă bucur că ne-am calificat. Intervine puțin frica, dar știam că trebuie să ne calificăm și cam acasă aveam tot sprijinul publicului și n-au ajutat enorm. Am trăit periculos, pentru că la 2-2 eram eliminați, la 3-2 urmau prelungirile, luni avem alt meci, ar fi fost epuizant pentru jucători, dar mă bucur că se termină așa. Sunt fericit, îți dai seama, am reușit să și marchez. A fost o primă repriză foarte bună, am început foarte bine, am pus presiune pe ei, ne-am lăsat să iasă din jumătatea lor și sunt fericit pentru că s-a văzut ceva în jocul nostru în seara asta. Aveam nevoie să dau gol să mă descătușez. Ce pot să spun, am mai avut câteva ocazii, puteam să dau 3 goluri azi, cred. Dar important este că am reușit să ne calificăm asta, am intrat cu gândul doar să câștigăm meciul și să se vadă o idee de joc. Nu cred că există capitan acum, trebuie să mai treacă, nu știu, câteva etape să devenim o echipă în adevăratul cuvânt. Prietenul tău, Tonase, a plecat în China. Da, da, îi urez succes. Ce pot să spun, îi place orezul, așa că să stea cât mai mult acolo și să-și vadă de treaba lui. Trebuia să plece de 2 ani, dar asta este. Este bine că a plecat acum și eu îi doresc multă sănătate și succes și v-am spus să nu se mai întoarcă până se lasă. A venit și înainte de meci, ne-a încurajat, a vorbit cu noi, a stat în cantonament și zilele astea și ieri a stat cu noi în cantonament, așa că a fost prezent acolo, vă dați seama, și a dorit din toată inima să ne calificăm.